Se știe că bibliotecile comunale nu dețin un fond de carte prea vast. Consiliul Județean Olt are în vedere ca din fondul de carte deținut în prezent sau din cărțile achiziționate anul acesta, o parte să ajungă și în mediul rural. Asta în ciuda faptului că bibliotecile comunale nu aparțin Consiliului Județean, ci primăriilor. La începutul anului, atunci când am aprobat bugetul, au fost anumite propuneri de dotarea bibliotecilor comunale. Singura cale prin care pot fi dotate bibliotecile comunale este ca noi să alocăm bani necesari pentru fondul de carte bibliotecii județene, care ne este în subordine și aparține de Consiliul Județean, iar ei să cumpere un fond de carte care să-l distribuie și către bibliotecile comunale. La această dată nu se cunoaște încă despre câte cărți vor ajunge în mediul rural sau în ce localități. Se lucrează la stabilirea ce cărți să cumpere și ce cărți sunt necesare în mediul rural, astfel încât să poți să acoperi tot județul. După ce vor fi stabilite exact care vor fi cărțile, ele vor fi achiziționate și distribuite către biblioteci. Anul acesta, Biblioteca Județeană a achiziționat 1592 de volume de carte, iar la 25 de ziare locale și naționale are abonament. Majoritatea cărților sunt de beletristică pentru adulți și copii, dar și psihologie, educație, drept, economie sau istorie. Toate acestea sunt domeniile din care, în ultimii ani, au fost cele mai multe solicitări din partea cititorilor. În prezent, Biblioteca Județeană Olt Ion Minulescu dispune de 280.000 de unități de bibliotecă și este structurată în 3 servicii. Și-a deschis o filială în Republica Moldova, la Ialoveni, cu 25.000 de volume de carte românească. La nivelul județului, coordonează Biblioteca din Caracal, alte 6 unități din orașe, precum și 100 de biblioteci comunale.